Avem aici, ați auzit deja, avem episodul lui Shelly, ultimul episod din La Muncă, trebuie să ne uităm, că e marea finală. Episodul despre care s-a făcut o grămadă de vâlvă în media. Episodul despre care Shelly a fost luat la... de către televiziuni. Vă place background-ul meu? Vă pup. Nu, n-am stat foarte mult să-l fac. Salut, eu sunt Shelly, iar aceasta este marea finală. Salut, Shelly. Salut, eu sunt Shelly, iar aceasta este marea finală La Muncă! Să trăiți! 1, 2, 3, 4. Legit m-am uitat la el și n-am murit de cringe surprinzător. Îți place berea? Dacă da, o idee de clip ar pentru un pachet de bere artizanală. Mai fai something cool, au beri foarte faine. Oh, shit. Facem un tier list, îmi chem prietenii la mine și filmăm un tier list live, gen. Facem live un tier list de bere din aia artizanală. Ce ziceți, chat? O prea zi, o mare fan bere, dar merge de un clip, adică îmi place. Filmat fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva, sau așa cum spun haterii, am muri efectiv de foame. Moist critical de România, exact. Charlie, fratele meu Charlie, oricum m-am copilărit cu el, gen, mâncam semințe în fața blocului, you know? Nu se supără dacă îi fur contentul. Cu ce am făcut asta? Acum mergem pe platoul unității, unde va avea loc raportul și inspecția de dimineață. Comandantul de pluton o să vă verifice ținuta, dacă sunteți bărbiriți, dacă sunteți cu totul ok. Probabil că la tine va fi o mică mare problemă. Băi, eu nu prea m-aș băga între băieții aici, că par pe treabă. Mamă, pare și că suntem ultimii, că stă toată lumea după noi. Mamă, mi-e o rușine. Bă, ce tare sunt hainele astea, militare. Să trăiți, vă salut, să trăiți. Cerem mii de scuze că am întârziat. Nu este nicio problemă. A durat mai mult echiparea. Începând din acest moment, domnul soldat Shelly o să fie la grupa 1 infanterie, la domnul plutonier major Ghiță, iar dumneavoastră, domnul soldat Drăcea, o să fiți la grupa a doua, la domnul serge major Voiculescu. Noi câștigăm azi. Știi care ar fi cel mai mare, nu știu, disrespect mi s-ar părea mie, să se ducă Shelly cu outfitul ăsta de armată și în loc de bocancii ăștia pe care îi au ei, gen ăștia care îți dați de stat, să aibă easy boots, mă. Mamă, cum ar fi fost, bă. Ups, am futut chat-ul. Gata. Domnul plutonier major Ghiță, iar dumneavoastră, domnul soldat Drăcea, o să fiți la grupa a doua, la domnul serge major Voiculescu. Se futu chat-ul. Grupa a doi. Da, voi o să fiți cei mai buni astăzi. Sunt locotenent Staicu Alexandru, sunt din cadrul batalionului 26 și am 26 de ani. Sunt locotenentul Băjana. Băi, Shelly, mă, trebuia să faci altfel cadrele, că nu-s bune pentru React, man. Că uite, eu sunt peste fața lui băiatul ăsta, lui domnul ăsta. Respect maxim. Andrei, am 25 de ani și sunt din cadrul... Le dau timer la ăștia cu Rava? 26, da, Infanterie Neagoie Basarab. Vă urăm bine ați venit la noi în Pluton. Sperăm să colaborăm bine împreună, să devenim militari cât mai bine instruiți. Domnul caporal Chiriță, ajutați-l, vă rog, să-și pună armamentul la piept. Eu v-am zis că noi câștigăm azi, n-are nicio treabă asta. Pe aici? A, așa. Mulțumesc. Pluton drepți și pentru inspecție înainte. Marș! Mai aveți nevoie să vă ajustați puțin arma, pentru că nu este foarte bine ajustată și vă stă larg. Eu am barbă, dar pe echipament și pe tot sunt. Adică, uite acolo, necazuri, uite. Asta este. Nu mai e tineretul, nu mai face spor, nu mai e ce. Și returile trebuie să le aveți introduse în bocanci, pentru a nu se desface. Ca asta să nu este se desfacă, da. Atunci când ne deplasăm în câmp. Sunt curios să văd dacă e justificat tot backlash-ul pe care l-a avut Shelly în media, că vezi, doamne, face de râs armata și de-astea. Cu tactic sunt diverse tipuri de vegetație și se agață de șireturi și se pot desface în timpul deplasării. Da, cine dracu s-o putea pleca să-l... Am auzit cu ce l-a certat și mi-am pus eu. Am terminat cu dumneavoastră, sunteți în regulă și returile... Am observat că l-ai băgat. De când dar am venit. Dar sunteți puțin nebărbierit, domnul soldat, puțin, astăzi. Sunt puțin, da. Și o să fiți puțin pedepsit. 10 genoflexiuni, având în vedere că sunteți echipat complet, să nu mai... Haideți. O să ți le numere nu... Shelly, ca să fie... Sunt aici, hai. Ok, să nu zici că nu ți le numărim, că nu le faci corect. Cu asta, deci, okay. 2, 3... 10 genoflexiuni, dacă se întâmpla așa ceva la un soldat adevărat, îl punea să facă 100? 10. 9...
10? Băi, ești în formă bună, Drăcea. Ți-am zis. În continuare o să vă mai fac câteva precizări legat de echipamentul pe care l-aveți pe dumneavoastră. Pentru că nu știu cât de bine îl cunoașteți. Scuzați-mă, a apărut pro-chisti gamer pe deci avem pe piciorul stâng masca contra gazelor. Aceasta este casca. Casca pe care o să o punem în cap imediat ce intrăm în poligon. Mai aveți baioneta pumnal, acest cuțit de Craiova, cum i-ați zis voi. Da. Acesta se montează în partea din față a armei aici. Adică poți să înjunghi și cu arma, exact. Având baioneta. Asta pe ce se n-au băgat-o, n-am prins-o. N-ai prins-o. Asta cu baioneta nu era. Echipamentul de protecție pentru coate și genunchi. Ne uităm și la Teo 10. Acestea sunt foarte folositoare când o să luăm pozițiile pentru luptă, pentru că o să vedeți, o să ne oamenii sunt în armată full echipați și aliniați și pe fundal e Goofy Music. Dacă aveți vreo curiozitate. Kevin MacLeod ăla. Eu zic să mergeți pe încredere, pentru că este cel mai ok. Da. Tu tot îndrept. Voi v-ați uitat ce la clipul ăsta deja. Bună dimineața. Să trăiți. Companie drept. Companie la drapel pentru onor spre stânga prezentat. Bun. Dacă ține ce pe războiul, ați apărat România sau ați fugit? Sincer, aș cam da jos asta aici și mi-aș la cămașa aia cu flori. Da, asta oricum nu cred că o să o băgăm niciodată, mă gândesc că părem bulangii, nu? Nu, vă zic eu cum o văd. Eu sunt patriot și mi-aș apăra țara, știi, dacă ar fi o invazie inamică. Doar că, real vorbind, eu nu cred că rolul meu ar fi pe front, în prima linie de război. Adică dacă aș putea lucra în armată pe ceva unde să mă pricep, m-aș băga. Dar să fiu în prima linie, cu arma în mână, mi se pare că e o risipă de armă. Adică mi se pare că poți. Voi ați merge chat la război, dacă ar veni războiul. Să nu se împuște singur. Nu, n-aș fi un caz bun. Ce ar trebui să mergeți pe front? Barbarii de tirani. Ați merge? Barbarii de tirani. Astăzi, cu subunitățile de infanterie, ne deplasăm în poligonul Botoșești Paia în vederea executării ședințelor individuale de tragere și LFX-ul de nivel grupă. Pluton 1. Grupă pe loc, pe pauză. Pluton 2. Pluton drept, domnule capitan, raportez la Pluton. Ăștia sunt mai fake decât a fost Orange Blue în ultimele 5 clip. Ce-i fake în chestia asta, bro? Ce-i fake în chestia asta? Literalmente, ce-i fake în... Până acum ce-a fost în clipul ăsta, ce-a fost fake? Ce-a fost fake? Spuneți-mi, explicați-mi că vreau să știu, frate, că omul are un 500 IQ moment. Ce-a fost fake? Nu s-ar fi comportat la fel cu un soldat normal. No shit. Se vede mașina aici? Mă, se vede mașina și nu-i tank, că-i Matiz. Plutonul 2 nu sunt probleme. Plutonul 3. Pluton pe loc, repaus. Domnule capitan, raportez la plutonul 3, nu sunt probleme. Companie pentru inspecție, 5-3 pași înainte, marș! Wow, ce avem noi aici? Domnul Drăcea. Am făcut niște genoflexiuni, să știți. Ați făcut niște genoflexiuni, de da, ce? Da, pentru barbă. Mai faceți încă 10. Cum să nu? Chiar vreau să. N-am zis să am primit indicații clare, că vreau să vă pădrecea făcând genoflexiuni, dar n-am... Trebuie neironic să-și facă și armata română promovare, că nu mai vrea nimeni de armată, true. Bă, mie mi se pare că e o promovare destul de bună, sincer. Și să fii în armată, sincer, e un job incredibil de respectabil. Bă, mi se pare un drum în viață foarte tare. Nu e pentru toată lumea, clar, dar cei care aleg, sigur, o să ducă o viață bună. Atâta timp cât nu se întâmplă căcaturi în lume, să trebuiască să te duci la război și în misiuni și așa mai departe. Sau poate unii își doresc să facă chestia asta, știi? Oricum, respect maxim, sincer. Ați vorbit? Da. Sunteți echipat, corespunzător? Probleme? Nicio problemă. Nu există probleme. Mă bucur că dați cu dintre noi. Mă, băieți, deci nu mai înțeleg nimic. Nu înțeleg ordinele care ni se dau. Momentan așteptăm ordine. Urmează să ne spun acum unde mergem, nu? Drept. Companie, formație! Noapte bună! Marș! Salut, Cosmic! Salut, Diz F. Nuts! Rușinea companiei, rușinea plutonului. Asta zice, am mai văzut diferență, că mi-e direct nebărbierit, 10 genoflexiuni, domnul Șelar, vă mulțumim că sunteți cu noi, mare bucă, uite-l, mă, că ai gura lui. Bă, cred că trebuie să fii la linie, zic sincer, tu nu ești la linie. Ieri. Trebuie să fie la linie, nu să n-aibă deloc. Fiecare dimineață. Okay. Gata, băi, s-a terminat cu inspecția de dimineață. Urmează să ne urcăm în aceste Pirania și să mergem la poligon. Singura problemă este că nu putem filma nimic dinăuntru, pentru că sunt sisteme clasificate, e vorba de securitate națională, nu avem cum să filmăm în interiorul acestor vehicule, însă ne urcăm. Uitați-vă la toată coloana asta care este aici de vehicule. E pentru noi. Da, mergem în poligon și începe distracția. Și asta iese la poliși, dacă e să mă întrebați pe mine. Am încercat să fac o dumă, dar nu a ieșit. Ai, 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 ai. Trebuia să taie de acolo.
fraților, am ajuns în acest poligon, în acest seamănă câmp cu acele transportoare militare. Vremea nu ține cu noi, uitați-vă cum plouă, uitați-vă cum arată cerul încolo, zici că vine apocalipsa, așa că trebuie să facem un cort neapărat. Ca întotdeauna muncii la început, am pus ăsta și acum pe spate, vorbim. Știți cum e. Asta e. Unul cu sapa, trei cu mapa. Mamă, cât aia e. Dă-i așa, dă-i. Dă-i așa, dă-i, dă-i. Dă-i, dă-i așa, dă-i, 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 dă-i. Dă-i așa, așa, așa. Asta vreau să văd. Hai! Ah. Nu e ușor deloc. Aș zice chiar că e greu. Aceeași chestie și în alte țări. Dacă nu ar mai fi armată, nu ar mai fi războaie. Dar tu știi că gen oamenii care sunt gen armata nu se duce numai la război. Mamă, ce comment Fivehead o dat omul. Șa. Omul și-a deschis al treilea ochi, bă. Pământul-i plat, bă. Pământul nu-i plat, pământul-i tic. Hai, dacă vine inamicul, măcar avem unde să-l primim. Ai reușit drecea? Bagă și tu ăla în pământ, ca lumea, uite cum i-ai meu băgat. Stai că trebuie fixat aici ceva, să ai liniștit viața mea, că m-am certat cu doamne. Păi aia, normal, Bă, e bună și casca asta, la ceva, că acum nu mai eram printre noi. Nu mai eram printre cei vii, dacă nu aveam. E păcat să nu mănânci o lubeniță de aia cinstită aici, la Craiova. Craiova, că am mers cu o mașină fără geamuri spre... Am putea lejer să fim în Maramureș acum. Am mers extraordinar de mult și nu știm unde suntem. Noapte bună, Cristi. Eu presim că o să răcim toți foarte tare după. Da, punem și laterale. Și laterale, să vedeți cum se pun, dar ăsta se pun întâi lateralele. Deci în gaz? Da. Ok, ca să punem întâi... Da. Unde e șeful meu Drăcea? Șeful meu Drăcea lucrează de zor acolo. Ia vedeți, băieți, acum facem finisajele pentru acest sport. Salut, cadavis, dau-te bună rare. Pământul e un cub, așa am văzut în Minecraft. Pământul e un chunk, e un mare chunk. Bine v-am găsit la mine acasă, dragi prieteni, aceasta este noua mea locuință. Aici o să pun toaleta. Salut. Aici o să am o mică kitchenetă și aici va fi dormitorul meu. Întrebarea mea este, ăla cu barbă este în armata sau e la troll acolo? Ăla cu barbă e un comediant, e invitatul lui Shelly în acest clip. Colegul meu de apartament este deci domnul Drăcea. Atenție, era montat cortul cu acau pe el. Asta mi s-a părut șmecherie. Eu tot am lăsat Arman. Să fim gardă. Suntem în Craiova totuși. Dacă veneau talibanii dintr-o parte. Care talibani? Aia care sunt în Craiova, știi? Băi, am reușit ceva pe ziua de azi. Eu sunt mândru. Prima realizare. Bă, da, să nu știu. Te plouă, adică... Da, bine, nu mai contează că oricum suntem mulți peste tot, dacă ai ideea, acum nu te mai plouă. 1, 2, 3, 4, stângă! Am intrat în marș. Stângă! 3, 3, stângă! Chiar nu e așa ușor cum pare cu armamentul ăsta, dar momentan cât timp ne plimbăm, eu sunt ok. Când începem cu alergat cu artea alea... Stai și mă, că nu ne dai idei, las. 10 pași în spate, marș! De Red e rău cu abonații, dovada. Bă, știi care e chestia? Adela, mersi frumos de super chat, pup. Știi care e chestia? știi care e chestia? Câteodată mai apar în chat niște NPC-uri, știi? Și tu ca să faci jocul să nu mai aibă bug-uri și glitch-uri, trebuie să rezolve NPC-urile. 6, 7, 9, 10, ăștia sunt. Companie drept, valinet. Domnilor, am ajuns în poligonul de tragere Botoșești Paia. În continuare, domnul locotenent Dogaru o să execute orientarea topografică. Nordul pe direcția, locul meu de stație, la 2 km în față, este ferma. Mai departe, la 5 km deosebim localitatea Corzu. Companie la dreapta. Mai departe, la aproximativ 1 km 300, deosebim foișorul central. Mai departe de acesta, la aproximativ 5 km, se află partea de nord a localității Gvardinița. Eu mă bucur enorm că nu am prins armata obligatorie și nu spun asta dintr-o lipsă de patriotism, dar pur și simplu locul meu nu este cu arma în mână pe front în armată. Dar cred că era util totuși, știi că poți să închizi orice bătrân care ce dacă s-ar mai fi făcut armata acum să fie obligatorie, să zice da, am făcut armata. Știi cum e că n-am asta ca scop să închid bătrânii, adică... Ba, da. Trebuie, nu. Când ieși din casă scop. Bă, știi care e chestia? Zice Shelly că locul lui nu-i cu arma în mână. Eu cred că oricine atâta timp cât n-are probleme de sănătate care să poată împiedica să facă gen efort fizic, poate să fie în armată, you know? Înveți chestiile astea, după antrenament poți să ai, îți faci condiție fizică și așa mai departe. Popul tău este mereu să închizi un bătrân care e nervos pe tine. N-am acest scop. Dar e mai bine că nu mai e obligatorie. Că poți să alegi. Și alegi să nu, de obicei.
Probabil întotdeauna v-ați întrebat, fraților, ce mănâncă militarii. Ei bine, militarii NATO, militarii americani mănâncă aceste invenții ale lor. Valoarea unui om în viață constă în mâna cu care scrie true. E vorba de ceva care vine de la Department of Defense din Statele Unite. MRI se numește. MRI-uri, astea sunt interesante. Elbow macaroni in tomato sauce. Și tu ce ai, Drăcea? Vreau să le mulțumesc prietenilor mei de la departamentul de parlament aici pentru... Eu am spaghetti cu vită și ceva, nu mai știu. Mamă, putem să facem schimb? Nu. Partea bună e că aici e o masă întreagă, adică de la cafea, zahăr... Bă, stai rău, MRI-urile astea, mă tot uitam pe YouTube la videoclipuri cu unboxing și când făceau review la MRI-urile astea, bă, și așa de tare voiam să fac și eu unul. Foarte curios, cred că e o experiență să mănânci unde asta. Ca să dulce orice, okay. Adică și astea chiar sunt mâncate și de militari români atunci când merg în teatrul de operații în străinătate. Să vedem noi ce este aici. A, după sandwich-urile. Bă, vezi că miroase bine rău. Vezi că am râs noi, dar ia vedeți cum arată. Vezi că e bine rău. Mamă, la tine arată mai bine. Doamne, Drăcea, voiam să facem schimb. Dar pare că... E bună. Ne vreau doar să vă spun că această mâncare este delicioasă. Și gândește că asta e făcută în așa fel încât să nu se strice când mergi în misiuni și nu ai posibilitatea să, nu știu. Ăla din mijloc e tot YouTuber. Serios, YouTuber? De ce nu se strică? Păi sunt făcute în vid, sunt făcute. De asta avem aici și o pastilă cu laxativ, pentru că nu după cred. Ce, da, pentru că după ce ai ceva să ne nu trebuie să ne spui ceva înainte și asta n-ai spus. Asta e că nu trebuie să stea mult în tine mâncarea asta, de aia. Asta e pâinea. Și gen din în armată omul? Nu. Sau e acolo numai ca să facă prezentarea. Mamă, de ce are de dulce? Pâinea asta zici că este ceva îmbibat în zahăr. Sau trebuie să aibă niște zahăr. Noapte bună, Ina, mersi că ai venit pe live. Da, să ai energie. Deci stăm desertul din armata americană. Am înțeles. Mă, da. Bun. Invitat bun pentru a prezenta gen ce-i un MRI și așa mai departe. Că e bun. Și românii ce mănâncă? Înțeleg că mănâncă tot de-astea când pleacă în alte țări. Dar noi aici, în România. Există, să zic, o normă pe care militarii o au și au conserve de carne, au tot felul de... Deci câmpenească, cum ar fi. Da. Sparge unul ceapă și... Românească. Și îți dă și la asta, îți dă un mini cazan să-ți faci țuică singur cu apă, cu fructe fermentate. E foarte mișto kitul lor, doar că e mai mare. Dar fii atent, ce zice aici că e? Ia zi și el. Ce zici că sunt astea două? Păi laxative, nu? Una e gumă, una e laxativ. Jură-te, da? Depinde ce nimerești, da. Depinde ce îți vrea scrie... Dumnezeu. Noia, da, frate. El diferențează cumva. Sau Mihai. Să luați și voi. Și vedem. Hai să vedem cum se face ciocolata. Are ceva grad bun? Noia, da. Nu știam. El are protein powder. M-ați găsit pe mine. Ok, am desfăcut. E Mariu, e monedă de schimb în The Walking Dead. Noapte bună, Cătă. Trebuie scuturată prea mult. Drăgea, eu zic că am agitat-o. Te-ai întins un pic. Dar tot ai făcut react la el, serios? Nu o să mint aici Augherito. Nu mai țin minte. Augherito? E rău, e rea. Adică are gust de parcă a fost minte. Într-un pahar la un moment dat cacao, dar a rămas murdar și a pus un să bea apă peste. Efectiv, așa are gust. La tine? Păi mie îmi convine. Eu zic că nu avem ai tras aroma care ce dracu e asta? Asta e ok. Da, ce dracu e asta? Asta e stricată. Deci asta cu proteină e mult mai bună. E mai bună asta cu proteină. Ia mai dacă mie îmi... Ia-o, bea-o tu, frate, dă-mi-o pe aia înapoi. Mi se pare că nu mai trebuie laxative după spaghetti cu carne, cu ciocolată caldă și cu... Da, și da, acum da. Niște fructe... E compot. Eu nu mă bag aici. E compot. Mă, dar chiar seamănă, dragi, asta cu Shelly, să mor eu. Jur că seamănă. Is related? Da, păi asta zic, acum dacă... A venit momentul adevărului, momentul să tragem. Dar înainte să putem trage cu armă, avem nevoie să înțelegem cum se asamblează, cum funcționează o armă și cum să facem să ne ducăm singuri sau să nu rănim pe nimeni din acest poligon. Aceasta este pușca automată de calibru 5,45mm model 1986. Asta este denumirea oficială. Seamănă foarte mult cu un AK-47, însă nu este un AK-47. Este o armă de foc românească, fabricată de mecanică cu gir. Această pușcă automată 1986 reprezintă arma standard a trupelor române în teatrul de operațiuni, din război, cu asta de mult. Primul lucru care se demontează este încărcătorul. Apăsați și Tudor. Trageți în sus. Apoi scoate recuperatorul, apăsăm puțin pe el în față, acum îl trageți, ușor. Lăsați siguranța în jos și trageți de mânerul de armare. Acesta este port-închizătorul cu piston de gaze și închizător. Se demontează în acesta, prin răsucire. Ultima parte mare componentă este tubul de gaze cu apărătoarea mâinii. Trage de el.
Am și eu întrebare, de ce trebuie să știe un militar să demonteze arma ca să o repare în cazul unei defecțiuni? Aceasta este demontare parțială pentru curățare și întreținere. Montatul se face în ordinea inversă de montări. Haideți să vedem dacă... Băga niște bot și el înainte de clip. Ia să vedem dacă o băga bot. Vedem, vedem dacă și-a făcut urma. Ai băgat aici, vezi că are niște canale pe care trebuie să intre. Ăla și în jos te duce pe canale. Dar cred că acum aș face urma. Așa. Gata. Și încărcătorul cu ce poate se bagă așa? Exact așa. Și acum muniția, nu? Mai avem până la muniție mai puțin. Trebuie să afli istoria lemnului pentru arma asta acum. Este o cărticică de 39 de pagini. Dar care este numele oficial? Că eu îi spun AK-47, dar cred că e o variantă a AK-ului, de fapt. Pistol mitralieră. Nu, stai, am greșit. Corecție. Este pușcă automată 5.45. Pistol mitralieră este 7.62. Am greșit eu. Am vrut să corectăm, da. O chestie foarte ciudată pe care am experimentat-o azi. Arma, carajul, dacă ai o armă automată care poate să moare sute de oameni în puii mei, știi? Bă, când te apuci și o dezmembrezi, îți dai Racu seama că GS, e o chestie mega banală. Tablă cu lemn cu fier. O tablă cu niște lemn cu un alt, ai văzut acolo cocoșat cum arăta așa din ea și când te gândești că toate elementele alea mega banale puse la un loc, poate să moare... Habar n-am. Toți oamenii de aici. Bam, 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 bam. Ce vrea bam, să zic el, puteți să vă faceți și voi arma voastră la voi acasă. O să ne luăm un reper, oișorul de acolo, îl vezi? Că da. Deja e bine. Deci vezi copacul de acolo, de peste copac. Deal. Și ții ochii deschiși amândoi, să vezi copacul. La poligon se folosesc doar 7.62. După care închizi un ochi, închizi, nu știu, stângul, nu știu, spre bro. Exemplu. Cu un ochi o să vezi copacul, cu un ochi nu o să-l vezi. Nu, clar dreptul e bun. Stângul. Da. Ăsta e ochiul director. Deci la stângul s-a dus dreptul copacul. Da, se duce foarte departe. Deci am stabilit ochiul director. La tine este dreptul, la tine este stângul. Eu vreau foarte tare să trag bine cu arma și cred că o să o pleznesc un pic. Pe cine? Situația. Poate trag bine, chiar mi-aș dori. Mă, ce seamănă ăștia doi, acum că am văzut, nu mai pot să îmi scot din minte chestia asta. Nici măcar odată, adică nu trage așa și după aia te duci, bă, Sherry, ai văzut cum am... Și să faci așa cu acau, știi care e faza, frate? Da, ce tare seamănă, doamne. În continuare o să vă învățăm să luați pozițiile pentru luptă. Vă lăsați pe genunchiul stâng, exact cum ați făcut în magazie de dimineață. Te lași pe genunchi, cobor cu totul jos. Hai, cas pe genunchi. A, pe ăsta. Nu, cas cu stângul. Hai, așa, așa. Gata, și acum te jos. Așa stă și pisica mea când e cald. Acum stai cu burtă de tot. Frate, știi, mă gândeam la asta cu Bitcoin-ul acum. Bagi încărcătorul în armă. Am băgat. O mână, poți să o ții ori de încărcător. Mare atenție să nu ții aici, să lovești de mânerul de armare. Aha. Și cu barbă și el fără barbă. Nu tragi, se mișcă, da. Aceasta este poziția, da? Dar noi o să tragem cu ecran, nu tragem noi din picioare? Nu, este mai greu. Este mult mai greu să tragi din picioare. E mult mai greu să tragi din picioare? Da. Mă așteptam să fie mult mai simplu să tragi din picioare. Cea mai simplă poziție de tragere este pentru luptă culcat. Muniție? Eu abia aștept asta cu muniție. Eu sper să băgăm granțe reale. Îți ții respirația, ții arma bine și apeși o dată pe trăgaș, după care iei mâna. Ha. Bravo. Ai spart un balon, nu? Da, bravo. Ce acum șmecheri. Mai iei din nou linia de ochire, ții respirația și mai tragi o dată. Ești forță. Continuă, dar tot așa, ții respirația, linia de ochire. Dacă îl spar și pe ultimul, ești cel mai bun trăgător pe care l-am văzut. Și acum tot așa, cât un cartuș, nu te mai grăbi, că o să le tragi totul pe toate. Bun. Hai că ai puțină concurență din cauza vântului. L-am spart! Mai avem baloane. O să fie serii de câte 3. Acum trag câte 3, băieți. Bă, o tras, băi, ești de bun. Ții respirația. Foarte bine. Ok, stai puțin să ți-o dau să tragi și automat. În funcție de cât de fin ai degetul, acum dă burst-uri. De mult de cartuș o să-ți plece de pe țeavă. Arma număr, linia de ochire, ții respirația și poți să tragi. Dă burst-uri acum. Nu mai am gloanțe. Acum, urmează să raportezi. Direcția 1, am terminat tragerea. Direcția 1, am terminat tragerea. Se scoate încărcătorul din armă, o prinzi număr din nou. Dar rămâi tot acolo jos. N-ai voie să te ridici. Aveți un mesaj pentru oamenii care poate vor să se înroleze în armată? Faceți ce vreți voi, fraților, dar vedeți că e greu. Nu vă uitați la 3 filme și ziceți gata, vreau să fiu în armată. Că nu e așa, e greu. Da, nu e atât de mult despre tras cu arma, cât e despre o disciplină, organizare. Să lăsați pe dragii și mai bun, nu? Hai că stare curios. Nu e ceva grammar în asta, să spun așa. Chestia foarte tare este că în acea probabilitate foarte mică să izbucnească ceva, îți aperi țara. Altfel e doar o probă fizică. Zici că a fost regie? Probabil că dacă vreți să faceți armată, o să ieși... De ce să fie regie, gen? Chestia e că și dacă le rata, tot era ok, pentru că era elementul că bă, și el i-a ratat toate glanțele, ha ha ha, ce funny, știi ce zic? Așa că nu l-a ratat, e celălalt, cealaltă
parte. Că bă, Shelly, ce bun, ce bine o tras. Gen? Tot același efect ar fi avut. Nu cred că ar fi fost regie. De ce se chinuie? Mult mai disciplinați și mult mai organizați și mult mai bine educați și pe fizic foarte buni. Repet, faceți asta doar dacă aveți o tragere de inimă mare către curios, treaba asta. Nu doar că ați văzut voi în trei filme. Acum e linia de ochire, îți ții respirația și când ești gata, execuți foc. Ia să vedem cum o să tragă domnul Drăcea. Ce ziceți, trage mai bine sau mai slab decât mine? Vedem, mai tras aproape de 5 din 5. Apeși o singură dată pe trăgaci. Aulio. Zero, n-a nimerit băiatul meu nimic. Bun, acum iei din nou linia de ochire. Hai. Concentrează-te, aulio. Deci îți mai zic o dată. Puiul cătării ăsta trebuie să vină la același nivel cu ăstea. Știți care e schema? E o chestie prea sus. El ține arma așa și crede că se uită așa. Dar de fapt trebuie să o ții așa și te uiți așa. Grim, te pup, mersi frumos de super chat. Mulțumesc. Thank you, man. Mulțumesc, mă bucur să... Trebuie să mai vină pe la instrucție. A spart unul, a luat unul. Fix pe ăla n-am vrut să-l iau să-l fac. Tu te uitai după altul, nu? Nimic. Tu unde ochești acum? Tu unde ochești, mă, băiatul, acum? Unde ochești tu acum? Mie-mi tot vine casca asta pe cap și mă enervă. Ia vezi acum. Hai, ochește pe balonul roz. Eu zic că nimerește de data asta. Hai, Drăcea. Îi tremură mâinile lui Drăcea, de-aia nu trage bine. Hai, bă! Bagă-mi, bro! Da, nu știu, cred că ai fi... Bagă glonțul în balon, man! Grim, mă, cu super chat! Mersi foarte mult, man, apreciez mult! Thank you so much! Până la final, sparge pe toate! Tot așa, ții respirația, arma fixată în umăr, e linia de ochire... Concentrează-te! A, era concentrarea, cred că lipsea mie! Foc! Bravo! Bun, okay. Drăcea! Bă! Uf, bravo, ok. Bun. Hai că a început. Ok, bun. Bine, mă. Bun. Să tragi serie. Acum când apeși pe trăgaci, o să-ți plece 3 cartușe, nu 1. Uulu. Acum atrage băiatul meu în 3 cartușe. Și ține apăsat în continuare? Nu, apeși o dată și îți pleacă 3, nu trebuie să ții apăsat. Apeși o singură dată pe trăgaci. Calm, fixează iar numărul, țineți respirația. Nice. Direcția 1 a terminat tragerea. Direcția 1 a terminat tragerea. Bun, încetați, descărcați, mânuim foița anunțătorului, scoatem încărcătorul. Foarte bine te-ai descurcat. Foarte bine m-am descurcat. Te-ai descurcat excepțional. De azi înainte o să mă duc la Airsoft și într-un an, în ce dată suntem azi? 23, nu? 23 august. Bă, și eu vreau să mă duc la Airsoft. La anul 23 august vreau să mergem împreună undeva să tragem amândoi și să fiu eu ăla care te distruge. Bă, deci, Drăcea, tu ai fost. Vreau să mă duc și la Airsoft, chiar. Am că n-am fost, că am nimerit baloanele. Bă, chiar dacă mă duc la Airsoft. Eu chiar am vrut, chiar mi-am comandat echipament full de airsoft. Full mi-am comandat echipament. Cu Glock, electric, tot felul de vrăjel. Și din păcate a fost din state și s-a pierdut coletul sau dracu știe ce s-a întâmplat. Când a venit o lună, am așteptat după el, n-a venit și am dat refund. Îți dai seama că deja scria acolo 14 zile. Nu, Glock-ul nu e electric, Glock-ul nu e, arma a fost electrică, scuze. Glock-ul era pe aer. Pe CO2, whatever. Te-ai întrebat vreodată ce poate să-ți cumpere o mașinărie de război de 4,8 milioane de euro? Ei bine, fraților, folosind codul de reducere Sherry20, puteți să aveți 20% discount la acest Piranha 5. Dar acum sunt Caterin Caropart, aș vrea să vă prezint câteva din dotările acestui transportor. Atenție, acesta nu e un tank, e un transportor. Jantele sunt pe 48. Nu, îți vezi că jantele sunt pe 20. Rede, ai auzit că ăștia video cu Iuliana Beregoi când și-a uitat microfonul aprins și îi spunea Lucianu că de-abia așteaptă să închidă live-ul să intre banii? What? Unde? Dă să văd că sună foarte funny. Vreau să văd. Îți lași iar părul lung? Da. Mi-l las lung să fiu ca Scream. Deci, le-am documentat. A, pe 20, deci, cauciucurile. Jantele par mari, dar sunt pe 20. Cauciucurile, nu știu ce e cu cauciucurile astea. Cauciucuri tractor. Roțile sunt 1600 R. Atenție, 2, de 3 ori cât Logan. Încă să nu ne bastătă motorină în cap, ei bine, rezervorul are o capacitate de 450 de litri. O grizile astea, dragi prieteni, stil autobuz STB, după cum vedeți, sunt câte 3 așa ca să vezi cum trebuie. Il semaforo, ok, ok. Vă salut, ce faceți? Domnul Gornă este la comandă, dumneavoastră sunteți la volan, dumneavoastră manevrați, nu?
Păi vă las acolo, că e cam grea asta. Grățimea între roți 3 metri și 10, iar lungimea este de 8 metri. Cel mai înalt punct se află aici, înălțime de 3 metri 40, fraților, are acest brindat. Acesta este tunul, iar acesta este mitraliera pe 7.62 cu calibru tip NATO. Foarte interesant, acest brindat nu lansează grenade explozive, în schimb lansează grenade fumigene. Și dacă vedeți aici în spate, sunt 6 lansatoare de grenade fumigene. 3 pe o parte, 3 pe cealaltă, lansează grenade fumigene ca să inducă în eroare adversarul, da. Desigur. Cum a fost la școală, Red, bă, a fost nașpa, mă, frate, mă. Prima zi de școală m-am dus la școală și mi-a luat bully, mă. Mi-a luat bully. De-aia sunt trist acum pe live, că mi-a luat bully la școală. Asta încă un început de școală în care mi-au bulit. Și la meciuri, în cazul în care suporterii vor să vină cu așa ceva. În această mașinărie încap 10 oameni, însă ar fi recomandat să fiți vreo 6 dacă vreți să stați bine, dar încap vreo 10. Viteza maximă este de 90 de km la oră, însă asta fiindcă este limitat din soft. I-au făcut very mai un soft, pentru că altfel, dacă n-ar avea acest soft arăbesc, ar putea ajunge la 120 de km la oră. Are un motor de 12.700... Dacă ești emo. Mi-a luat bulică emo, mă, frate, mă, bag piciorul, mă. M-am dus la școală, mi-a luat bully că-s emo. Ce dracu, emo lives matter, bro. Câte la bac 8.25 100 centimetri cubi care dezvoltă 586 de cai putere. Este făcut în Elveția, dar nu aici se opresc dotările acestui brindat. Aici băieții prind antena satelor, da, pentru niște programe culturale educaționale. Cu această antenă prins ce vrei tu. Bun, deci ca să recapitulăm, este o mașinărie impresionantă, costă doar 4,8 milioane de euro, dacă vă doriți. Are tun, are mitralieră cu gloanțe pe 7.62, ăsta e calibru mare, cum spunem în cap, are tot ce trebuie. Sunt convins că dacă ar fi regală pe stradă, Dorian și-ar cumpăra așa ceva și și-ar duce la custom tuning să o coranteze. Mergeam pe stradă într-o zi și a venit cineva și mi-a zis, bă, nu-mi place culoarea de la Pirani Auto. Vreau să-mi tai mâna, bă, cu fierăstrău. La Pirani Auto ce culoare are, mă? Vreau să-mi tai mâna cu fierăstrău, că am tatuaje. Fuck! N-am putut mâna, dar mersi că mi-ai plăiat și mersi de membru. În acest poligon, să nu fie răniți sau să nu rănească ei pe alții. Noi suntem acum schimbul de pază. Avem această datorie de a survola acest perimetru, de a vedea dacă cumva mișcă ceva pe la orizont. Acum, după cum vedeți, acestea nu sunt armele. Noapte bună, Mario. Noapte bună tuturor care ieșiți. Baftă mâine la școală, liceu, muncă, facultatea încă nu a început. Ce nu ar fi răsat dacă nu ne dau muniție, care era riscul, Maxim? Noapte bună, Șervan. Ce, mă? Taliban. Ce, mă, barigă asta? Taliban. Oricum, o barigă foarte interesantă, fraților, dacă vă uitați, este o barigă cu ciuperci în jurul ei, adică e ceva... Astea sunt pericolele la care suntem expuși zilnic, e o meserie ușoară. De asta ne-am dat masca aia. Dacă călcai în treaba asta, era foarte greu de spălat gheata. Unii cred că e ușor, dar nu e. Alții calcă în mine, alții calcă în bombe care n-au detonat în a doua război mondial și ție de aceea ți-era frică să calci într-un sigur, adică mine, noapte bombe, bună, Oliver, chestii, noapte bună, se tuturor. Mai confruntă, mai scap. Dar ăsta greu mai scos din gheată, zic sincer. Da? Da. Trebuie alte ghete. Și nu vrei asta. Ia vezi asta, mă, ce e. Fără mișto acum. No, nu e proiectil ăsta, e... Un carton obosit. Ca e proiectil, dar a făcut ca orice om cum trebuie. Ce dracu' e asta? Băi, dar și instruit. Efectiv, ne-au bun. Zis oamenii aia, dacă vedeți ceva dubios, da. Nu dați în el. Să mă, nu atinge, să nu dați cu piciorul. A fost decent episodul ăsta lui Shelly, sincer. Chiar a fost decent. Chiar a fost decent. Și a văzut acum un ceva pe jos care arăta super. Chiar a fost mega decent, sincer. Ziceți ce, v-a plăcut episodul? Eu zic că a fost good content, gen... Content bun de văzut când mănânci ceva sau chestii de genul. Nu? Nu-l opri că mai e o fază interesantă? Poate okay. E pe suspectul că era un carton hai să mai uităm. Pe care era scris ceva, era o serie scrisă pe el sau ceva. Așa că da. Dar tu crezi că nu i-am impresionat pe oamenii ăștia de aici? Bă, eu sincer... Ce crezi că vorbesc despre noi pe la spate? Eu sincer nu cred că i-am impresionat. Eu de ceva am vreau să mă apuc de Airsoft, dar nu am prieten care practică. Păi te duci la Airsoft, acolo și te baci cu oamenii care joacă deja, să faci prieteni noi. A fost extraordinar. Eu zisesem înainte că, bă, atenție, eu n-am mai folosit nicio armă niciodată, n-am mai tras în viața mea decât cu Airsoft, dar nici acolo n-am recodată. Sunt bun, mă, trecea, sunt bun, greu de tot. Bă, da, da. A crezut, vorbim mea despre asta. Și mie la fel mi-au zis după arme, tot așa, dar, na. Acum. Am onoarea să vă prezint kituri de make-up al armatei române. La salon Dani Costi. Girls, this is my make-up routine. Yeah. Mamă, dar ai luat, yeah. Ai luat ca ne-am pus. Total uniform. Îi dau un scaun
Ca o floare, vezi? Și arată o floare, dacă te uiți în pământul din care ies. Un pic de verde la noi. Bă, o să par ultimul incult de pe planetă. Dar care-i schema, gen, cu chestiile astea pe față, în armată? Spuneți-mi, vă rog frumos, chiar vreau să știu. Pentru că 100% nu-i ce cred eu. Înțelegi, deci doar for camo. Și te dai pe toată fața, nu doar două linii ca în filme, nu? Match the face cam with your body cam. Exact. Ah, ok, bun. Deci înseamnă că îi ce credeam eu. Da, și pe frunte un pic. Nu mai, mă las. Hai, dă-mă un pic. Hai. E, și acum echipații aferent și corespunzător, o să facem un traseu. Pentru că noi n-am dat seama că astăzi am tras cu arma, am făcut de toate, dar n-am făcut foarte multe probe fizice. Adică n-am fost... Niciuna. Da, exact. Shelly Drăcea la mine, pas alergător, culcat! Înainte târâș marș. Mai repede. M-am bășit, nu știu dacă s-a auzit. Mersul piticului. Mai jos. Pas normal. Culcat. Poziția de flotări luat. La 1 jos, la 2 sus. 1. 1 am zis. Jos. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. Rămâi acolo. Drept. Pas normal. Bro, come on. Culcat. Da, nu mai ridic. Înainte târâș marș. Come on. Drept, ridicați lăzile. Wow. Ciao, ciao, Laura. Pas alergător. Stai. Lăsați lăzile. Pas normal, marș. Bă, nebunule. Culcat. Înainte târâș marș. Stai. Poziția de flotări luat. Bunești? La 1 jos, la 2 sus. 1. 2. 1. 2. Drept. Hai, bro, că nu-i chiar așa greu. Dă-o, dracu. 2. 1. 1. Rămâi în 1. 2. Culcat. Înainte târâși mari. Mai repede. Da, tu înaște. Hai, bro, că nu-i chiar așa de greu. Come on. Shelly, bro. Come on, dude. Mai suntem și pictați pe față ca niște idioți. De ce am făcut asta? Dar ce, mă, nu e bine să ne antrenăm și noi din când în când? Mulțumim mult de tot. Bro. Cu drag, a fost o plăcere să nu-i chiar așa. Dacă greu. Ajungi prin București, poate țipăm și noi și vreau. Da. Dacă am putea să facem noi ceea ce fac băieții. 100% sigur că soldații fac chestia asta de 10 ori mai greu. Bine, eu l-am lăsat ușor, îți dai seama. Am văzut gen pe TikTok, ai de pula aia cât am râs cu aia. Am văzut pe TikTok că puneau de la Academia de Poliție, parcă, sau ceva de genul, ceva traseu pe care îl făceau oamenii care voiau să intre în poliție. Bă, omule, mie nu-mi vine să cred, bă, cu gen, un traseu efectiv, un copil de clasa a 5-a poate să-l fac. Oamenii chiar au condiție fizică foarte, foarte proastă, bă. Mă uitam acolo, bă, că făceau traseul ăla, mă, frate, și era gen extrem de... Toată lumea era, mamă, coaie, ce-o făcut ăsta, ești nebun. Portacus. Tează și în cât timp îl faci. Da, normal, clar. Salut, Red, ex-soldat aici, ce vrei să știi? N-ai. Păi, am cam întrebat ce ai tu despre ce voiam să știu în clipul ăsta. Unii soldați fac asta cu rucsacul de 15-20 kg în spate. Mi se pare foarte interesantă jobul. Meseria de YouTuber, cred. Vlogger și totodată de stand-upper, dar cred că m-aș descurca exact cum s-au descurcat ei la jobul nostru. Fraților, aceasta a fost marea finală la muncă. Stai aici cu Drăcea. Acest episod ne-a costat foarte mult atât pe plan fizic cât și pe plan psihic. Sănătatea ne-a costat. Da. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să zdrobiți acel bu- Așa că, fraților, cred că după episodul ăsta o singură chestie poate fi spusă. Respectați mult mai mult, fraților, armata română și cadrele armatei române, pentru că fac niște eforturi colosare. În cazul acelei eventualități de 0,001%, oamenii ăștia sunt pregătiți. Jos pălăria pentru ei și aici se încheie primul sezon din La Muncă. Sezonul 2 urmează în toamnă. Dacă v-a plăcut acest episod, mai zic și tu când v-a plăcut. Zdrobiți butonul de like. Nu uitați, eu am fost Shelly. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați like, share, subscribe masiv să ajungă în trend din Germania. Mulțumesc de invitație. Mulțumesc de ceea că ai venit. Foarte frumos. Na, da. Bă, da, a fost tare clipul ăsta, sincer, a fost ok. Chiar a fost ok, good watch. Un pic lungit. Un pic mult prea lungit, sincer, dacă mă întrebați pe mine, un pic mult prea lungit. Adică putea un pic să-l facă mai scurt. Dar a fost ok, nu văd de ce, nu văd de ce media s-a umflat așa de tare în pene. Pentru toată treaba asta, sincer. Nu uitați ce să dați like. Snow, n-am mai făcut live-uri de mult pe YouTube, bă, chat. O să uit de chestia asta cu like-ul, dar pe YouTube trebuie să dați like gen la live ca să intre la recomandate. Așa funcționează algoritmul pe YouTube, din păcate.